Dumnezeu Tată, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Minunat, spunea poetul în cântare. Fii plăcut. Dar nu oricui. Fii plăcut cui? Domnului. Domnul să ne binecuvintează să fim plăcuți Lui în dimineața aceasta. Amin. Vrei să simțim prezența Lui, cercetarea Lui? Vrei să simțim pe Dumnezeu la lucru? El ne iubește, ne poartă de grijă, nu ca merita noi, ci este îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. În vremea aceea sau în ziua aceea să nu putem spune, Doamne, de noi n-ai avut milă. Domnul are milă de peste 7 miliarde de oameni. Domnul are milă și de noi dimineața aceasta. De aceea, haideți din toată inima să fim plăcuți Lui, în rugăciune, în cântare, tot ceea ce facem, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvintează. Amin. Domnul să ne învețe cum să ne rugăm. Amin. Domnul să ne învețe cum să stăm înaintea Lui. Mirem psalmistul în psalmul 116 și spune, iubesc pe Domnul. Dar de ce îl iubești? Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Nimeni nu poate să ne asculte cererile noastre așa cum le ascultă Dumnezeu. Nimeni nu poate să intervină așa cum intervine Dumnezeu. Nimeni nu poate să vindece cum vindecă Dumnezeu, slăbit să-i fie numele Domnului. De aceea, voi da citire la tot psalmul 116, după care mergem cu toții și cu o rugăciune de mulțumire. Venim înaintea Domnului să facem așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce aduce ca jertfă mulțumiri, acela mă proslăvește pe mine. Vrem să-L proslăvim pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Amin. Amin. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Dar El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurase legăturile morții și mă apucase sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat pe numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Dar tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale. Și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul. Amin.